Și ce propunem noi? Un agent de stingere foarte bun, Novecor. Este un agent de stingere chimic. El acționează asupra căldurii. Noi, ca să stingem un incendiu, putem să eliminăm oxigenul, înlocuindu-l, cum am zis, cu dioxid de carbon, cu gazele, să scoatem combustibilul, ca în greu să scorace afară, sau să eliminăm căldura și să intervine chimica asupra reacției de ardere. Novecul este un agent de stingere care înlocuiește fosta soluție FM200, care nu se mai găsește pe piață. Nu este toxic, nu conduce electricitatea, nu lasă niciun reziviu. Deversarea se face în sub 10 secunde, stingere foarte rapidă și eficientă. Nu afectează cu nimic echipamentele, nu afectează cu nimic pe om, dar avantajul lui major față de FM200 este faptul că nu mai poluează cum polua FM. Ce tip de agent azi? Este un lichid. Este un lichid, dar nu vă gândiți că îl pornăm pe jos. El este un lichid care prin procesul de stingere, îl deversăm prin diuze ca pe gaz, el se vaporizează în 10 secunde. Deci noi îl avem stocat în cilindri, cilindrii presurizează cu azot. Când dăm drumul la acționare pentru deversare, tot lichidul duce în diuze, din diuze este pulverizat în încăpere, dar el deja se vaporizează și în acele 10 secunde are loc schimbul termic și oprirea reacției de stingere a focului. Avantajul celor de la Viking față de alt producători de pe piață, deci lucrăm cu ei din mai știu câți ani, nu oferă soluții de stingere doar la standardul pentru noi vechi de 25 de bar. Am mai apărut unii, cred că sunt la 42 de bar, dar noi vechi este unii care și 50 de bar. Ce înseamnă asta? Într-un singur cilindru pot asigura agentul de stingere pentru o încăpere destul de mare sau foarte mare. Pot să mă duc mai departe, dacă la mine încăperea este complicată, am tot felul de tavane, podele false, culoare rece, sau distanță mare, unde poate n-am loc să pun puterea în spațiu și trebuie să o pun depărtat. Folosim tehnologie de 50 de bar, acopăr toate aceste, să spun, provocări în alte situații și, evident, economisim bani. Da? Viking oferă soluții de stingere cu o singură zonă. Ce înseamnă asta? Avem o rezervă de butelii, poate să fie una, două, depinde de volum. Spuneam mai devreme că Novecul nu este toxic, adică poate să stea cineva în aceeași cameră în care... Poți să-l bei. Da. Fără vrăjeală. Da. Deci poți să... Am un da sticla, apropo de aia, nu-i spune că ți-a dat sticla pe tine. Deci dacă este un om prins în camera de servere, în momentul în care se întâmplă ce nu, să-l avem și pe el. Evident, recomandările tuturor șmedii medicale este ca personalul să elibereze încăperea, dar dacă este surprins o persoană în momentul deversării, nu are niciun fel de problemă. Ca să completez, gazul inert, de ce zic folosit gazul inert ca o soluție bună pentru data center? Sunt anumiți parametri, se cheamă NOAEL, LOAEL. NOAEL, LOAEL ce înseamnă? Nu afectează viața omului între anumite praguri. Gazul inert, poți să stau în încăpere dacă sunt pe sub 11% de gaz inert. N-am nimic, dacă am depășit 11, atunci o să-mi fie greu să respir, dar asta nu înseamnă că nu pot să respir, pentru că e azot, e aer, nezolit. Adică nu e o problemă. Dar nu avem, cred că e undeva până la 70%. Dar noi niciodată nu vom deversa 70%, pentru că standardele de, și ghidul de bune practici pentru stingere data center spune așa. Pentru camere tehnice normale se folosește concentrație de 5,3. Pentru camere tehnice sub tensiune, energized, da? Cine-i drapa la mine? Credul, cine mi-a prinde foc. Mergem cu 5,6% și pentru situații deosebite, 6%. De la 6 la 70, nu știu, doar să stau sub buză. Dar nu e toxic. Problema poate fi, să spunem, nu știu, pentru auz, dacă îmi bag urechea în buză și îmi vine jetul rece, dar nu ne-a făcut. Thank you. Mersi întrebare foarte mult. Cum spuneam, Viking oferă soluții single zone, adică poți să am un data center, bateria lui de agent de stingere, că e cu o butilie, că e cu două, în funcție de cât de mare instalație ca volum. Dar putem să asigurăm și pe internet, sistem multizone. Aici avem un exemplu în care avem
o rezervă de cilindri, conectați dintr-un distribuitor la fiecare încăpere și noi putem asigura stingerea din aceleași baterie de cilindri a oricare din poate vă număr de zone. Bunele practici ale noastre spun să nu depășim 20 de spații protejat, adică deja banii investiți în trasee, în tubulaturi, în țevi, să zic că nu se mai justifică să nu mai pun încă o rezervă de bucălii separată pentru el. Dar, în general, instalații cu 4-5 zone protejate într-o singură baterie de bucălii e cazul cel mai des întâlnit. El se dimensionează astfel încât să poată să stingă volumul cel mai mare, iar în cazul în care am alarmă într-o zonă mai mică, se va acționa pe ăsta următorul slide și play. Este și un e-play, dar e să poți să acționezi doar cantitatea, o singură bătălie pentru zona care are volum mai mic. Astfel încât... Space. Așa. Astfel încât eu pot să fac economie mare de bani. Pentru că Noveco sau nu, orice soluție de stingere, chiar ieftin. Nu e nici scump, vorbim de nu știu, câteva mii de euro, dar o deversare unică, să mă rog, o rezervă unică pentru fiecare încăpere, e teazat. Da? Dar dacă eu am cameră tehnică, cameră UPS, nu știu, centrul de automatizare cu tablouri, oarecum apropiate, eu pot cu o singură rezervă să dau, să fac sigur diversarea doar acolo. Noveco nu e bun doar la echipamente electronice. Este bun pentru arhive, pentru orice altă aplicație am eu, nu știu, centrală termică, orice alt sistem. Aici am un exemplu cum se asigură detecția pe o singură zonă. S-a detectat, s-a confirmat alarma pe o zonă. Centrala transmite comanda către cilindrul pilot. Cilindrul pilot și toate gândirile, evident, pot fi gândite să fie și redundantă, adică să, în cazul unei diversări, eu să am și o rezervă și automat să fac și pot swap. Astfel că după prima stingere, nu se poate la o oră mai mult. Să am rezervă de baterie activă. Sistemul de vane direcționează gazul spre zona protejată și după timpurile de întârziere definite de beneficiar, noi recomandăm să fie sub un minut, vrem să ne protejăm echipamentele, pleacă efectiv gazul către zona protejată. Așadar, să vedem. Pleacă circuitul, deschide magistrala principală sau deschide o vană mai mică, pentru o cameră mai mică. Și acum ar trebui să povestesc la somnul filmul. Deci, acționarea pneumatică. Poftim? Pneumatică. Da, e pneumatică la sistemele multizonă, acum se lucrează la sistem și full electric. Dar tot sistemul trebuie să fie certificat AN, BDS, UL și celelalte standarde mai sunt în țară, în lume. Viking este printre puținii producători de sisteme de stingere care asigură certificările worldwide. Rar o să găsiți un producător și de centrală, și de butelii, și de agent, și de USB, și orice altceva care să aibă certificate toate sistemele worldwide. Se întâmplă să avem, de exemplu, cum asigurăm stingerea la un producător de componente electrice din Mișoara și v-a spus, bă, mă interesează, noi toți suntem vreți fie fel. Cu standardul UL, american. Vă dați din Europa. Bă, eu vreau să fie fel, dar asigurat tot. Ok, nu-i problemă. Totul din Mișoara cu un alt producător. A, dar noi vrem și ies, care sunt amințesc. Ok, nu, problem. Avem soluție. Și iată cu ideea. Fiecare zone de protejate, în spatele numele unui cilindru, era doar rezerva activă, dacă vă știți în ziceam, astfel încât, după o deversare, doriți să aveți instantaneu protejat și celelalte spații, fără să vină tehnicienii să lucrească cu utilii. Un proces care durează 3-4 ori. În funcție de software. Se protejează, cum spun, și pentru camere de pantouri electrice. Automatizare absolut tot ce-ați făcut, erau niște acolo cameră cu birouri.
Deci în funcție de... Este perfect. Bun. Să revenim. Ce înseamnă un data center cu zero downtime? Da? Avem stingerea cea mai bună, garantat. Soluția e sfântă, Viking, să trăiți, să rămână. Dar ce fac cu detecția? În nenumărate cazuri am văzut doar senzori din aceștia și atât. Senzorii aceștia au fost minunați pentru încăperi cu aer stabil, viteza aerului sub 20 de metri pe secundă și o concentrație a fumului, este un parametru stabil la nivel mondial, se cheamă obstrucție procentuală pe metru cub, ei detectează de la un 3-4%. Asta înseamnă deja să vezi un fum vizibil, îl vezi cu ochiul liber, deja e ca o ceață, da? Trebuie să fie un fum gros. Mai sunt niște amici. Și sunt și dublați, dar degeaba, tot în felul. Noi respectăm ghidele de bune practici pentru protecția data center-ului, dar ne spune clar, trebuie să ne asigurăm că facem detecția adecvată condițiilor din data center. Și ajungem imediat detaliază ce înseamnă asta. Apoi, ok, sting, dar sursa mea care a fost? Din data center-ului, păiat. Da? A avut loc un scurt circuit sau o defecțiune în echipament, că a fost UPS-ul, dar deci nu sunt puteri mari. Nu știu că s-a luat cum arată mari din UPS, dar este galopant și trebuie să îl oprești cu mai repede și trebuie asigurată automatizarea electroalimentării și climatizării să le scos sub tensiune. Anumite echipamente care sunt vitale, de exemplu, nu știu, disaster recovery, anumite echipamente critice pot fi păstrate, menținute, dacă nu ele au generat alarma, dar noi recomandăm să tragem el. Și asta facem automatizare cu noi propunem nativ. Mult simplu să spunem. Pentru că incendiul se poate reaprinde oricând, dacă are loc la scurt circuit, cu asiguranță de o protecție ai. Ar trebui. Dacă vorbim de o defecțiune, mă spune, la un UPS, când devine... Dacă te lași de aer, sară. Nu, dacă te lași de aer, sară. Apoi, camera trebuie să fie etanșă. Eu degeaba am cel mai luxos, cel mai minunat, cel mai dumnezeiesc sistem de stingere din lume, sau cel mai basic. Dacă la mine camera e ca un Swiss cheese și suflă prin el vântul, nu pot menține agentul de stingere, indiferent de tipul lui. Nu pot menține astfel încât să asigur timpul de retenție. În legislație se spune clar, camera trebuie să fie menținută în concentrația proiectată, minim 10 minute. Spre 20. Minim 10. Nu am 10 minute, am picat. Astfel, noi colaborăm cu furnizori de teste de etan și etan certificate. Nu o facem noi direct. Care, ce fac? Scot foaia de ușă, vin ei cu un material flexibil, un ventilator certificat cu 15 milioane de senzori și controlat testează nivelul de intensitate a încăperii. Iar noi furnizăm serviciile de etanșare a încăperii atât la foc odată, că nu vrem să intre focul sau să iasă din încăpere, tot ce înseamnă cablu, ție, poate vă, dar ne asigurăm că și garantăm că în cazul unei reaprindere a sursei de foc, alt principiu sau altceva, noi menținem gazul mult și protejăm gazul să reacționeze. Apoi, orice soluție de stingere de tip gaz, Novec, poate chiar și pulver, dar mai ales gaz și pulver. În momentul în care eu diversez, da? Bag o hârtie din aia de 200-300 de kilograme la 50 de bar, automat în încăpere o să am o suprapresiune și o supresie. La gazurile inerte sau la CO2 am doar suprapresiune, că vreau scot aerul afară să înlocuiesc cu gaz. La Novec, datorită timpului de deversare foarte scurt, care așa am oprit de lege 10 secunde și în timpul ăla trebuie să se vaporizeze, el prin vaporizare se răcește foarte tare, răcește foarte mult în încăpere, nu se vaporizeze, scade la minus. Dar răcește foarte tare și se creează un efect de supresiune. Supresiune care, dacă nu e controlat, ajunge la multe sute de pascal. În interior. După 10 secunde, s-a terminat procesul de răcire și apoi, că eu împing cu gazul care era în butelie, fac o suprapresiune. Suflu ușa. Dar credeți-mă că nu ușa cedează.
ușa de obicei are foc de metal, are tot ce trebuie, ci dați pereții și să nu zic de hard disk și bine le duce. Da? Corect. Și noi prevedem sisteme de protecție la supra și supresiune pentru a proteja integritatea. Apoi, am deversat, am stins. Țărul bun, am scăpat, totul e ok. Cum intervin să verific? Ajung, revin, eu doar trec în revistă. Apoi, ce facem cu aerul din interior? Că e gaz, că e cu fum, doar ne ferești, o ars ceva, e toxic. Da? Oricât de capul halogen fluor și folosi, eu nu știu prin sursele alea. Sau ce-o la foc ca să fie sigur. Și aerul din interior trebuie să fie sigur, respirabil, astfel încât se poate intervine cât mai repede, să repui în funcțiune sistemului. De cele mai multe ori, sau mă rog, sistemele care le proiectăm noi, n-apucăm să avem vreo flacă sau vreo revenim. Dar totuși, camera trebuie să aibă aer curat și pentru asta prevenim sistemele de evacuare a fumului sau alergice. Mulți nu se gândesc. Dacă n-ai încăperea la mijlocul clădirii, poate și la etajul 6, că e unul sub clădire de birouri, ce faci? Ți-i o gâneată. Ți-i o gâneată. Dar nu, nu, nu e lichid, nu rămâne nimic pe jos. Nu rămâne, nu rămâne. Și evident, servicii de mentenanță, care sunt, conform legislației, obligatoare. Bun. Să revenim la provocările data center-ului. Care sunt problemele specifice? Debit mare de aer, că de-aia avem climat precizie. Ventilația forțată, asta înseamnă cam peste 20 de metri pe secundă. Nu poți să țin nicio bricheta pe secundă. Avem fenomenul diluția fumului, pe care foarte mulți nu reușesc să înțeleagă. Da, dacă aprind aici o țigară, se ridică fumul ăsta așa și mai miroase. Dar când e curentul de care știți care sunt în data center, credeți-mă că un senzor de cel tip are nevoie să fie atât de obstrucționată vizibilitatea încât pe repede, apropo de faptul de detecție, încât nu-ți mai vezi mâna în fața ochilor până să asigură detecție. Putem avea, nu știu, acces limitat datorită poziționării, condițiilor, cum sunt ele, prin pardoseală, prin tavan. Am văzut soluție de data center cu senzori din ăsta în fiecare dată. Și fumul se duce din rare. Nu se duce prin spate? Când am ajuns mi-e fum aici? Păi nu, în spatele, în fiecare rat, în spatele. A, în partea de evacuare. Da, da. Ce viteză și ce diluție acolo? Ca să, să completez ideea. Cred că acum 10 ani, de primul noastre instalații de stingere pentru data center. Dar ați putea să... Nu era data center. Am implementat o soluție de stingere pentru un beneficiar din zona software development. Aveau, să-i spunem, data center. Avea rapper, avea sisteme climatizare, tot ce trebuie. I-am spus că, băi, îți trebuie un sistem adecvat de detecție. Nu că eu am senzori, senzori sunt foarte buni, vreau senzori de la publicatorul ăla. Ok. Eu îți scriu clauză că ai solicitat acest lucru, dar vă rog frumos la sfârșit, că nu pot să semnez că ți-am predat un sistem funcțional, dar nu facem test de funcționare. La fiecare lucrare, după ce o finalizăm, odată, înainte să instalăm diuzele, facem test de presiune asupra instalației, să ne asigurăm că nu avem scăpători, că suntem în public și degea, dar apoi facem și test de funcționare. Scoatem capul de pe utilie ca să nu dăm drumul la gaz sau la agentul de stingere și trebuie să ne asigurăm, conform legislației, că de, în maxim 60 de secunde de la apariția unei surse de foc, fum, ce-o fi, da? Eu trebuie să acționez sistemul dacă și să-mi fie confirmat din două surse separat. Da? Nu mă bazez că am pus doi senzori, nu știu, am scuturat un server și mi-a ieșit praf din el, sau nu știu, am suflat într-o sursă, mi-a apărut un pic de praf și am deversat. Trebuie să fie de confirmat de două zone separate. Eu sunt ok. Trebuie să facem testul de funcționare. Noi folosim tot timpul, avem niște capsule de test certificate, care generează cantitatea de fum în worst case scenariu ca minim, asta e minim care trebuie să detecteze într-un centru de dată. Pe niște capsule care este fumigen. Le punem într-o toaletă de tale, că aprindem și ar face un pic. Nu s-a întâmplat nimic. Printr-un mod, aici ai prostie. Lasă că punem noi. Și ăla, tot a stat o sursă veche, niște cavuri, CD-uri, prostii minori, le-a aprins și a făcut fumălău la etajul 6 în clădirea Tudor Center.
așa, clădire de mare de birouri, că nu, că eu vreau să văd fum real. Nu ne vedeam în cameră, nu puteam să mai respiră, stăm în afară. Și senzorii clasici, foarte buni, de un producător foarte bun, în condiții normale, bine că nu a funcționat. De când era, nu știu, peste 5 minute de la focă, dacă era bun, deja ieșa fumat tavanul și o fumat bine. Am zis, ok, lasă-l să testez pe banii mei, să-ți testez pe sistemul de aspirații. Sistemele de aspirații ce fac? Ele sunt active, se prind tubulaturi, atât pe tavan, pe supra tavanului, din podeaua falsă, dar și în zone de sursă acolo. Adică, spunea Mihai, pentru eficiență a climatizării. Dacă avem eficiență climatizării, nu asigurăm. Lăsăm aerul rece să bată peste tot și să amestice aerul rece cu cel cadă, deci mai încălzit, nu. Asigurăm culoare, noi le spunem cold aisle, insulă rece, în fața aratelor, facem admisia de aer rece prin podea, aerul rece intră în oraș și el iese afară. Noi asigurăm detecția atât în încăpere, tavan, podea, în cold aisles, pe evacuare, în hot aisle, da? Tot aerul iese afară și nu punem un senzor. Punem mai multe orificii de aspirație care au un accesoriu special care e gândit în curent de aer să dirigeze aerul, să poți lasă. Dacă este un orac automatizare, cum ai spus tu, în partea superioară, poți să-l pun sus, și obligatoriu pe admisia unităților de ventilare. Tot aerul cald intră în el. Și astfel, noi folosim senzori de aspirație nu normali, ca să zic așa, ci în clasă de precizie A. Asta înseamnă că ele au un nivel de detecție de 0,02 obstrucție pe metru. Vă spun sincer, nu simțiți mirosul ăla din jeans și poate fi definit ca ala. Noi, prin data center, în funcție de impactul asupra producției, sau într-un spital, sau pentru un minister și are nevoie, nu? Ce-ar fi să pice, nu știu, cum e asta cu vaccinare sau altă, nu știu. Da? Nu vrea asta. Și mergem pe un prag de alarmă în clasa A, foarte ridicat, în funcție de riscul și cerințele beneficiarului, doar acel miros de cablu până se ia foc, se întrelicez, dacă mie mi este confirmat de zone separate, de două separate, vor considera la. Și ăla nu sunt cedicat, trebuie tot. Stingem și verificăm, eliminăm sursa posibilă. Da. Deci, asigurăm detecția acolo unde e sursa. Și să termin repede testul, noi calibrăm sistemul astfel încât de la cel mai îndepărtat orificiu, de la cel mai îndepărtat senzor, fiecare orificiu ca un senzor, timpul de transport să fie sub 60 de secunde. Deci dorim o detecție cât mai rapid. Nu aștept să îmi caut mâna de fapt. Cum spuneam, orice soluție de stingere are o supresiune, iar în cazul unui vehicul, are o suprapresiune, în cazul unui vehicul are o supresiune, care e mai mare, și o suprapresiune cât se eliberează agentul din putere. Un pic next. Nu mă certa. Minimax e numele vechi a companiei. Aici am situație un client care a zis, nu vreau ca pentru suprapresiune, nu am nevoie de așa ceva. Legislația în Germania spune că fiecare instalație de stingere trebuie testată activ, deversată și măsurată concentrație. Nu vreau. Vreți? Aia se întâmplă în două direcții. Da? Noi instalăm și prevedem clavete de sub și suprapresiune dimensionate exact după calculul pneumatic certificat, dar din un sub specializat, certificat și VGS și de producător, care ne dă dimensiunea clapetei de echilibrare a presiunii. Asta e un exemplu de unul din producători. E simplu gravitațional. Este reglat, calibrat din fabrică, la cât îi spun? Nu știu, 200 de pascal te deschid, 200 de pascal e 0,02 bar. Adică nu mi deschid de când frec ușile, când am bate vântul, când am ceva, dar îmi asigur protecția echipamentului. În plus de asta, să aibă, poate la un perete exterior, ca să-i pună clădiri în secte. Cum povesteam,
clientul nostru, când ne-a prezentat inițial telefonic datele, apropo de preluarea datelor din, de la beneficiar, am zis, băi, vezi că data centrului e în mijlocul fabricii. Ok, care e cel mai apropiat perete exterior? Cred că 80 de metri. Nu știu dacă, eu nu sunt inginer de instalații, mai ales de domeniul ăsta, dar îmi imaginez că să nu duc 80 de metri, când trebuie o țară de, ca să compensez distanța. Bun, deasupra ce ai? Am tavanul. Și ce-i deasupra tavanul? Fabrica, e tavanul, așa, bun. Putem să ieșim în sus și prevedem tubulatura astfel încât evacuarea să facem cu fabrica. Nu-i prima oară, de multe ori sunt cu asta în cazul fabricii. Da, sigur. La primul site visit, mergem la client, deasupra directorul biroul directorul general. Și dintr-o tubulatură care trebuia să fie de 60 pe 60, ne-am dus pe 2 metri pe 1 metru, pentru că am avut pături. Next. Bun. În afară de data center, orice beneficiar are tablouri electrici, tablouri distribuții, display-uri, calculatoare industriale, aparate de cafea, whatever, da? Care sunt în fața data center-ului sau după el. Next. Suntem parteneri cu IOP. IOP este un producător de instalații de stingere pentru cabinete mici, dar mici, pentru un metru cub. Fabrica Drechei la 30 de kilometri de fabrica Viking, sunt vecini, își folosesc chiar diuzele între ei, lucrează împreună. Și ne oferă soluțiile acelor mai mici stingătoare din lume. Soluția e lansată cu 2 ani de zile de viață. Nu-i băie. Poți de frate pe sau altfel. Eu mai multe tipuri de butelii. Ele sunt încărcate cu lobec, au puțin gaz ca să pun tot agentul afară. În cap este o pastilă termofuzibilă care se sparge exact ca la sprinkler. De fapt, Iovu este cel mai mare producător de fiole. 90% din fiolele din sprinklerele din lume sunt și se sparge la ce temperatură dispunem noi, de la 48 la 30 de grade, contează condițiile din fabrică. De asemenea, pot fi monitorizat cu un contact electric pentru a atenționa la mauri centrală, o sirenă, o nebunie, sau pentru a lucra toată curul electric. Da? Asta e un model monitorizare. Și de asemenea poate fi și acționată de la distanță cu un senzor de fum, dacă nu vreau să ajungă temperatura focului acolo, să o încălzesc, practic eu, un element rezistiv, o încălzesc, parce fiolă, cu sigur stinge. Punem proiect, căstim filmuleț, ca să vezi cât de complex e sistemul de versare. Asta e un sistem cu monitorizare de la distanță. Iar în următoare 4-5 secunde, tot lichidul s-a vaporizat, în genul ăsta. Next. Pe lângă tablouri, dacă avem tablouri mari, tablouri distribuții, dacă avem, nu știu, sisteme mai complexe, avem tot pentru zona de tablouri, soluția de la Viking, CPS-OMO, care este foarte ok. Și, bineînțeles, protejarea utilajelor. Că sunt CNC-uri, că sunt mici, că sunt mari, că sunt robot, că e lift de marfă, că e whatever. Avem executate în ultimii 5 ani peste 200 de instalații de stingere CNC. Pentru că nu e doar costul utilajului, dar mie dacă procesul producție mi s-a oprit un utilaj, avem clienți care costă 250.000 de euro ora și alții cred că erau undeva la 600.000 de euro ora. Un sistem care e, nu știu, 8.000 de euro, keep the machine running, ca zic așa. Bun. Realizăm proiecte tehnice cu calcule pneumatice, cu soft certificat, atât VDS cât și de producător. Nu calcule pe hârtie, nu Excel-uri, nu ce visează proiectantul. Eu dacă am avut un client, datorită configurației camerei, cât de mică era încăperea, dar foarte modulară, și un centimetru de țeavă unde îi puneam potul, îmi dădea eroare când spunea că deversarea mea completă o fac la una din diuze, cele 12 diuze, în 10,02 secunde. Nu respect legislația. Da? Deci nu merge calcul din fix, trebuie un calcul de la producător. Asigurăm testul de anșietate certificate, care sunt și obligatorii, din punct de vedere al administratorului clădirii. Nu-i treaba mea, dar eu spun, bă,
vrei să funcționeze stingerea, trebuie să fie tașa camera. Tu ți-o etanșezi și ți-a dus și omul care să certifice asta. Asigurăm transport ADR pentru toate sistemele de stingere, că n-am voie să le pun în logan, în afară de fapt potriți de chirie. O butelie. Avem mașini certificate, șoferele certificați și asigurăm transport în toată țara. Suntem certificați pe toate soluțiile de stingere și pe detecție, evident. Și nu doar eu. Mulți alți colegi. Instalăm pe ingineri, cum spuneau colegii, atât certificați cât și autorizați, autorități, nu după ureche, nu după, doar după manuale. Sistemele de detecție sunt adecvate spațiilor. Da? Chiar am avut o provocare, un data center care era la... Erau 22 de camere tehnice la cel mai mare producător de ciment din România, unde particulele de, să nu zic ciment, era până la ciment un praf foarte fin, era o adevărată provocare. Da? Am adaptat soluții de aspirație, de filtrare, de condensare și de... comprimare, să zic, a prafului, astfel încât să nu înfund filtrele și să asigur o detecție reală a fumului. Să mă separ de mine. Asigurăm detecția peste tot, nu doar în încăpere. Nu așteptăm noi să vină fumul la noi, când deja e fum. Vrem să fie mai rapid. Controlăm alimentările, pentru că curentul de incendiu e cel care ne-a provocat incendiul, cu fătul surcircuit. Sisteme de echilibrare a sub și suprapresiunii, pentru că nu vrem să zboare pereții. Sistem de evacuare aerului viciat. Gândiți-vă la provocarea în care nu vrem să stingem cu un OVEC, nu vrem. Și vreau neapărat, așa îmi cere asiguratorul, dux de carbon. Am avut un client dux de carbon, care era la etajul 1. Și era undeva la 600 de kilograme de dioxid de carbon. Și nu voia sistem de evacuare a fumului. Bun. Când deschizi ușa, dioxidul de carbon se întâmplă. El curge ca un lichid, e mai greu ca aerul și curge. Îți omori toți oamenii din birou și pe aia din sub. Vrei să o scoți afară. Nu îl ferim serviciul ăsta. Mersi. Evident, până la funcțiune și instruirea beneficiarului, sunt țele alții să parteze instalațiile și serviciul de mentenanță preventivă și la cerere, atunci când este cazul. Vrei să scoți din funcțiune niște racuri și vrei să activezi funcționalitatea sistemului. Venim, te ajutăm, reglăm asemenea cât se poate să faci.